dezavantajul site-ului. Obiectivele pe care le-am propus a fost să fie primul site de criză din România. Primul nu... Da, primul pe cumpără. Așa. Am adus, am împlinit obiectivele cu sondaje de pe site, care sunt prezente aici. Dicționar economic care este rubrica site-ului. Cont de high five care l-am făcut pentru că site-ul l-am făcut doar pentru România. Și o idee că n-am întâlnit chiar, am făcut un grup de Yahoo Groups și am dat mesaje periodice cu schimbarea sondajelor. După una am obținut pe Jean 4, 20.000 de vizite și 60.000 de pagini vizitate. Optimizarea on-page a fost la nivelul relevurilor, la nivelul title-ului care a fost schimbate după preluarea știrilor, la nivelul meta-tag-urilor, identitatea cuvintelor cheie a fost lăsată pe criză și diverse sinonime, pe criza economică, criza mondială, așa folosirea H1-H2, și tag-ul pentru fiecare post ca la blog-ul. A fost făcut același sistem la blog-ul. De asemenea, în partea dreapta a site-ului a fost făcut un alt tag pentru primul scop a fost ca să fie, să folosească long tail la Google și al doilea scop ca să ajute utilizatorii să găsească mai repede subiectele care le vor. De asemenea, utilizatorii aveau o parte în care se pot adăuga și pot face cont, pot publica CV-uri, pot adăuga articole, pot adăuga oferte la o rubrică oferta crizei și pot edita profilul public, se pot abona la un newsletter și pot pune comentarii la știri. După 6 luni am obținut prima poziție la Google ca cuvânt cu criză. Locul 3 la expresia criza financiară. Această rezultate din Google Analytics după un an aproape. Da, cam un an, 7 luni. La fel, o problemă mare a fost bounce rate-ul care era între 5%. Ne-am fi dorit să fie, dar nu am reușit. În urma optimizării SEO am obținut un trafic de 5% din Google și undeva la 10% din Yahoo Groups. La fel din High Five undeva la 2%. Principalul cuvânt a fost criza și criza financiară. Rezultatele pe țări în România și în Moldova au avut cele mari densitate. Deși au fost și români din alte țări care au citit site-ul. Cele mai vizitate pagini au fost dicționarul de, în afară de indice, dicționarul de criză și ofertele. Ofertele au fost introduse ceva mai târziu, prin iulie 2009. Dicționarul de criză a fost introdus chiar la început. Și a avut o foarte bună poziționare la Google, la cuvinte mici. Nu știu, întrebați, bine?